Informație de breaking news, doamnelor și domnilor, vă oferim chiar acum. Nu o găsiți nicăieri în presă, dragi colegi, puteți să preluați. Cunoscuta cântăreață Lidia Buble anunța la sfârșitul anului că se află într-o perioadă de liniște, sugerându-se și povestindu-se despre o relație armonioasă cu domnul Horațiu Nicolau, un antreprenor și un om foarte important care a investit în zona de sport, un om de succes din punct de vedere al afacerilor. Sfârșitul anului a venit însă cu o decizie și cu o altă rezoluție pentru acest an pentru Lidia Buble. Trebuie să vă informăm că Lidia Buble este singură, s-a despărțit de domnul Nicolau, a fost o relație frumoasă, dar a fost una scurtă, iar motivul principal este acela că Lidia Buble dorește să se concentreze în continuare pe carieră și pe viața ei și pe ceea ce are de gând ea să facă din punct de vedere profesional. O relație cu domnul Nicolau presupunea să pună cariera pe planul 2, lucru pe care nu și-l dorește, ba chiar o să vă surprindă anul acesta cu câteva colaborări profesionale spectaculoase. Prin urmare, din motive de carieră, Lidia Buble a ales, n-a fost ușor, dar în acest moment este singură, pentru că s-a despărțit.